Ei vin din Arabia acum, trebuie să vină. Care rămâneți la condiția noastră, toți banii odată, clauza? Auzi, mai vorbești. Eu cu Florinel am vorbit, el a zis că vrea să rămână să joace preliminariile. Așa că n-am nicio treabă. Poate ar fi varianta ideală, nu? Să joace și să vă ajute și în cupele europene și după care să plece pe suma cerută. Da. Pentru dumneavoastră, da. Varianta ideală. Da, da, da. Bă, eu mulțumesc Dumnezeu că a făcut Dumnezeu cu mine așa de frumos, adică tu îți dai seama, puteam să fiu și acum încă. Că mai avem și CFR, mai avem și Rapid. Puteam să fim și acum în emoții. Așa, înainte de săptămâna patru, mi-a dat Dumnezeu ca să pot să fac rugăciune ca lumea, că am fost credincios Dumnezeului meu și a zis îți dau să fii campion cu 3-4 etape, să nu mai ai postul săptămâna mare, să nu mai ai nici fel de problemă, nu mai ai emoții, nu mai ai Paște, să ai Paște liniștit cu Hristos, să fii ca lumea. Dacă sunt credincios Dumnezeului meu, dă Domnul de știi ce, spulber și pe ăștia de aseară. Pe Real Madrid, deci, sau? Și pe ăla și pe ăilalți, și pe amândoi, și pe ăilalți. Pe toți, și Dortmund, și tot, și Paris Saint-Germain, și tot ce vrei tu.